Domnule Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, domnule Sorin Grindeanu, fost premier al României, domnule Paul Stănescu, fostul vicepremier al României, bine ați venit în județul Bacău, bine ați venit în cel mai nou și modern aeroport din România, aeroportul internațional care poartă numele marelui compozitor și muzician George Enescu. Este unul din obiectivele de investiții majore pe care în ultimii ani, prin proiectele implementate, am urmărit creșterea atractivității aeroportului prin atragerea de noi operatori cu mai multe destinații, odată cu creșterea siguranței și a confortului pasagerilor. Aeroportul băcăuan a beneficiat în ultimii ani de două mari proiecte de infrastructură cu finanțare de la fonduri europene, însumând peste 60 de milioane de euro. Primul, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian și pe măsură ce obiectivele au fost finalizate, ele au fost date în folosință. Suntem, iată, în fața noului terminal de pasageri din Bacău. În stânga avem turnul de control cu echipament de ultimă generație la standardele din domeniul solicitate. În dreapta avem un intermodal de transport rutier și iată o parcare generoasă cu peste 300 de locuri de parcare care intră în strada aeroportului, o stradă care a fost modernizată și dată în folosință anul trecut, cu 4 benzi de circulație plus una de urgență, grație unei asocieri între Consiliul Județean și Primăria Bacău, unde Consiliul Județean a venit cu 95% din cei 2,2 milioane de lei. Iar cel de-al doilea mare proiect de infrastructură este vorba de modernizarea pistei pentru aterizarea și decolarea avioanelor și creșterea capacității portante. Iată poarta de intrare în județul Bacău, în regiunea Bacău, iar de săptămâna viitoare cele două companii vor putea opera spre cele 22 de destinații în cele 11 țări din Uniunea Europeană. Domnule președinte Ciolacu, vă invit la microfon. Haideți, bună ziua! Aș dori în primul rând să-i mulțumesc prietenului și colegului meu, Dragoș Benea, deoarece aici, la Bacău, vedem exact diferența între noi și ei, între Partidul Social-Democrat și PNL-ul, între o echipă administrativă, coordonată de Dragoș, de excepție, cu niște realizări de excepție, și o echipă a Partidului Național Liberal de panglicari. Oameni care vin și își fac poze, taie panglici și își asumă munca altora. Aveți aici la aeroport dovada că s-au putut investi 35 de milioane de euro din fonduri europene prin Consiliul Județean. Aveți dovada în Bacău la Spitalul Județean, unde s-a refăcut ambulatoriu cu 2 milioane de euro, tot din fonduri europene. Și nu în ultimul rând, și aici este și Lucian Șova, care a avut un factor determinant în centura Bacăului, o investiție de la Guvernul României, de la Guvernul Partidului Social-Democrat, de 680 de milioane, parcă. Anul acesta ar fi trebuit să prindă în bugetul de stat suma de 360 de milioane, astfel încât centura Bacăului să fie finalizată. Au alocat doar 64 de milioane, în schimb au făcut cel mai urât lucru și cel mai rușinos în politică. Au venit și au făcut pe ascuns filme la centură, prima doamna României, domnul Orban, cu constructorul să-și asume și această investiție tot în dreptul Partidului Național Liberal. N-am mai văzut un asemenea gest decât când s-au plimbat cu metroul, tot o investiție a Partidului Social-Democrat și a guvernărilor Partidului Social-Democrat, sau cu trenul doar de dus până la Otopeni. E posibil ca Nicușor Dan, cu jignirea asupra doamnei Gabriela Firea, să fi depășit nesimțirea domnului Orban. Mulțumesc mult, Dragoș, te rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte, onorată asistență. Astăzi este punctul terminus al unei investiții care a început pe 9 noiembrie 2015 și la debutul căreia am spus un lucru foarte important și în care cred. 2,5 km de pistă bine făcuți te duc oriunde în lume, spre deosebire de 2,5 km de drum normal care poate să nu te ducă nicăieri. Sunt foarte bucuroși în calitate de europarlamentar să inaugurăm această investiție realizată predominant din fonduri europene, o investiție care, la fel ca și centura ocolitoare a Bacăului, de care se bucură în primul rând băcăoanii, dar și ceilalți moldoveni, pentru că ambele investiții, dincolo de faptul că sunt pe fonduri europene, sunt de interes regional, se bucură, repet, toți moldovenii, inclusiv societatea Aerostar, o societate fanionă a județului Bacău și o societate de interes strategic la nivel național și care de astăzi va reintra în condiții normale de lucru. Încă o dată țin să apreciez modul în care s-a angajat constructorul în finalizarea acestei investiții, un constructor din Spania care a terminat această investiție în timp record. Trebuie să dau cezarului ce al cezarului și să spun că ceea ce s-a realizat aici, de la stradă, parcare, terminal, facilități, pistă, s-a realizat având ca numitor comun o echipă administrativă compusă din mine și Ionel Floroiu, ca fost președinte și vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Sorin Brașoveanu, președinte al Consiliului Județean, domnul Valentin Ivancea, ca fost prefect al județului și, sigur, ca o cheie de boltă la tot ce a însemnat absorția pe fonduri europene, fostul ministru al transportului, domnul deputat Lucian Șova. Sunt investiții de care se bucură, într-adevăr, toți băcăoanii și toți moldovenii, dar aceste investiții depind de asumarea unei decizii politice și administrative la un moment dat. Și acest lucru trebuie spus, indiferent de ce moment ești, că e campanie electorală sau nu e campanie electorală. De altfel, am să fac o invitație tuturor celor prezenți aici, mai ales mass media și oaspeților noștri de la București, să mergem să vedem o altă antiteză între ce însemnăm noi și ce înseamnă actuala guvernare, să vedeți ce înseamnă un spital, așa zis spital modular, de 3 milioane de euro, neconform, nerecepționat, nefuncțional, și să vedeți la Spitalul Județean de Urgență investiții care se realizează și din fondurile europene și din fondurile Consiliului Județean. Până atunci îmi face o deosebită plăcere să îl invit la microfon pe fostul prim-ministru al României, domnul Sorin Grindeanu, alături de care sper să redeschidem într-o bună zi cursa aeriană Bacău-Timișoara, care la începutul acestui mileniu știți bine că era o obișnuință pentru băcăoani. Mulțumesc! Mulțumesc, Dragoș! Eu am să fiu foarte scurt. Am ținut să iau cuvântul astăzi pentru că am fost pe aeroportul dumneavoastră în urmă cu 3 ani și am vrut să văd ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani. Să știți că transformarea este incredibilă și vă felicit pe toți. Și să știți că din ce am văzut eu aeroporturile, în afară de cel din București, și mă refer și la cel din Timișoara și la cel din Cluj, dacă vreți să facem o comparație între Moldova și Ardeal, aeroportul dumneavoastră, cel pe care îl aveți acum, cu toate dotările, cu terminalul nou, este cel mai modern din România. Și pentru asta chiar am ținut să iau cuvântul și să vă spun că așa e și aveți cu ce să vă mândriți și să-i felicit pe cei doi foști, actual încă președința ai Consiliului Județean, și mai vreau un lucru și închei. Să mă asigure viitorul președinte de Consiliul Județean, domnul Ivancea, că acea cursă care a existat între Timișoara și Bacău, în urmă cu nu foarte mulți ani, va exista în continuare sau va fi redeschisă, iar cei din aeroport sunt convins, dincolo de operatorii pe care i-au acum, că, așa cum mi se spunea mai devreme, acel trafic de 3 milioane, capacitatea pe care puteți să o aveți, vor face ca acest aeroport să fie un simbol pentru dumneavoastră, dar de ce nu pentru întreaga Moldova. Eu vă mulțumesc și încă o dată felicitări tuturor. Doamna director. Mulțumesc frumos pentru toate cuvintele. Misiunea mea astăzi este să vă spun că după finalizarea lucrărilor de construcție va urma o perioadă de tranziție în care noile suprafețe de mișcare vor fi certificate de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Au o certificare ce presupune proceduri tehnice, presupune un avion de calibrare și presupune documente care trebuie toate să fie conforme cu cerințele în aeronautică, astfel încât la data de 5 octombrie să poată ateriza în noul aeroport, pe noua pistă, un avion cu pasageri. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu, doamna directoare. Trecem la capitolul întrebări, nu înainte de a vă da detalii legate de viitorul parcurs. Vrem să mergem de aici la Spitalul Modular. Știu că eliberarea terenului presupune măcar 5-10 minute. Există două microbuze pentru mass media. După Spitalul Modular mergem la Spitalul Județean de Urgență pentru o scurtă vizită de lucru și să luăm drept reper Dubița Albă, astfel încât să avem traseul cel mai optim. Spitalul Modular este, nu noi am stabilit amplasamentul, este ascuns undeva într-o groapă la Baza Letea, pentru cei care nu sunt din Bacău, și accesul este ceva mai dificil, dar trebuie să vedeți 3 milioane de euro aruncate pe geam de actuala guvernare. Întrebări, vă rog. Bună ziua, bine ați venit la Bacău. O întrebare pentru domnul președinte Ciolacu. Este drept că peste 3 zile avem alegeri locale, dar eu vreau să vă întreb dacă Partidul Social-Democrat a renunțat la votul final în Parlament privind moțiunea de cenzură. Așteptăm motivarea de la Curtea Constituțională și am spus foarte clar, în acest moment avem un guvern cu o susținere parlamentară și președintele României au tot ceea ce le trebuie să guverneze. Dacă vreun lider politic, Traian Băsescu, domnul Barna sau domnul Kelemen Hunor, se hotărăsc să vină alături de demersul nostru, vom introduce de îndată moțiunea de cenzură. Bine, moțiunea de cenzură a fost introdusă, este valabilă. Votul, vom pune pe ordinea de zi să programăm votul. Deci nu renunțați la votul? Așteptăm și pe ceilalți să-și dea seama de nenorocirea care s-a abătut asupra noastră. Da, mulțumesc. Salut, Gabriel Pov la Radio România Actualități. Pentru domnul Ciolacu, o întrebare, și pentru domnul Grindeanu. Amândoi sau pe rând? Pe rând. Pentru noastră vreau să vă întreb dacă credeți că mărirea pensiilor cu 40% este sustenabilă pentru bugetul României? Da, este sustenabilă. Am spus, nu afectează în niciun fel deficitul României. Există un capitol în buget, acțiuni la Ministerul de Finanțe, acțiuni generale, unde veți descoperi acești bani. Cu adevărat, sunt ținuți ca și pușcăliță electorală pentru alegerile din decembrie. Nu, să-i dea la oameni și să respecte legile țării. Știți câți bani sunt la Ministerul? Suficienți ca să fie mărite pensiile. Vă mulțumesc. Poate să dea și o ordonanță de urgență să impoziteze pensiile speciale și intră de îndată în vigoare și își fac rost de bani. Vă rog. Domnule Grindeanu, ați fi de acord ca la alegerile generale, ca să, eu știu, domnul Florin Iordache să mai figureze pe listele partidului? Dați-mi voie să mai spun ceva, dacă îmi permiteți. Vă rog. Vis-a-vis de întrebarea anterioară. Să știți că de fiecare dată când noi am venit la guvernare, când a existat guvern PSD, de fiecare dată când noi am scăzut taxe, am mărit salarii, am mărit pensii, cei din partea cealaltă au avut același light motiv. Nu sunt bani, duceți România în criză, vă rog să luați ultimii 8 ani, începând cu 2012, să vă uitați la guvernele succesive PSD care au făcut acest lucru și de fiecare dată leitmotivul celor de dreapta a fost că ducem economia în cap, că nu sunt bani și că distrugem România. Nu, din contră. Aduceți-vă aminte că în 2017 România a avut cea mai mare creștere economică din Europa, noi reducând taxe și mărind pensii și salarii. Asta ca să completez ceea ce spuneați sau ceea ce ați întrebat dumneavoastră. Și mai mult decât atât, de fiecare dată când dreapta a guvernat România, a adus criză economică. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, nu sunt eu cel care hotărăsc da sau nu. Eu, în acest moment, colegul nostru Florin Iordache face parte din Parlamentul României, e deputat de Olt, dacă nu mă înșel. O să avem, ceea ce pot să vă spun în mod sigur, este că o să existe criterii, așa cum s-a anunțat la Congres, criterii stabilite de către Consiliul Național, astfel încât cei care vor fi viitorii parlamentari ai Partidului Social-Democrat să poată să se înscrie în acele criterii fără a da nume X sau Y. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Pentru domnul Ciolacu, dacă sunteți amabil, anii 90, 2000 au însemnat o perioadă importantă pentru privatizări. Mărturisesc că n-am auzit niciodată vorbindu-se despre acțiuni în justiție atunci când firmele care au cumpărat pachete majoritare nu au respectat acele contracte de privatizare. Gândiți cumva în Parlament, în viitor, sau chiar pe acțiune guvernamentală, să se întreprindă ceva pentru a vedea, de fapt, ce tragedie s-a întâmplat cu nerespectarea acelor contracte de privatizare. Am reținut sugestia dumneavoastră și e o întrebare bună și o să o discut cu colegii mei în cadrul departamentelor și poate chiar o să venim cu o inițiativă. Dar ceea ce privește întrebarea adresată domnului Sorin Grindeanu, fac și eu acum o paranteză, cu certitudine pe listele Partidului Social-Democrat privind Parlamentul nu va exista niciun candidat cu probleme penale. Asta vă spun cu toată tăria și cu toată responsabilitatea. Încă o dată, reper, luăm deschizător de pârtie Mercedes-ul alb și vă așteptăm să strângeți instrumentele ca să ne putem vedea la Spitalul Modular. Așa zisul spital. Da, okay. Am ținut morții să-l invit pe liderul Partidului Social-Democrat la acest obiectiv, care a fost ocolit de toți miniștrii guvernului Orban în ultimele 2-3 luni. De la prim-ministru până la 7-8 miniștri care s-au perindat în județul Bacău, niciunul nu s-a catadixit să vină să vadă această a 8-a minune a lumii. Spitalul, așa zis, modular de la Bacău, anunțat în luna aprilie de premierul Orban, adus în luna iunie, în prima decadă a lui iunie, pe terenul de la Baza Letea. Atunci, dacă vă amintiți, i-am spus ministrului Tătaru că ISU nu vrea să recepționeze din motive tehnice acest, așa zis, spital. Și, după cum vedeți, aici zace o mare de corturi, nefuncțională, neconformă și nerecepționată de ISU, dar pe care statul român, prin probabil societatea Unifarm, a decontat sau urmează să deconteze 3 milioane de euro. Asta în totală antiteză cu ceea ce o să vă invităm și pe domnul președinte și pe dumneavoastră să vedeți la Spitalul Județean de Urgență, unde știți foarte bine s-au operaționalizat 2 etaje de la Spitalul Municipal pentru lupta cu coronavirusul, ca urmare a unei asocieri între CJ și CL, la ideea noastră, pe 13 martie, și să vedeți șantier de investiții într-un spital județean de urgență Bacău, care n-a fost deloc, n-a fost cum a fost la Suceava, acea fântână de coronavirus pentru toată Moldova. Dar uitați-vă cum arată un spital achiziționat de guvernul Orban, de 3 milioane de euro și, repet, pe care l-au ocolit toți mai marii zilei de la PNL. Domnule președinte. Cred că este evident cu ce avem de-a face aici, deși dumneavoastră, se numește furt calificat. Nu este altă denumire și cred că de data aceasta domnul Orban nu iese la televizor să spună că n-a știut nimic, pentru că el l-a anunțat. că va fi cumpărat. Eu fac un apel către Ministerul Public să se autosesizeze și să înceapă cât mai curând anchetele necesare să răspundă cine a furat acești bani. Un exemplu clar că dacă s-ar opri din furat, ar fi bani pentru pensii și cred că ar mai și rămâne. Voi merge de aici și la Iași, unde de data aceasta este un spital exemplar și, în schimb, domnul ministru al Sănătății, domnul Tătaru, nu dorește să-l autorizeze și să-l deschidă. Asta este dubla măsură a guvernării PNL, așa că invit băcăoanii să iasă la vot duminică și să voteze cu echipele performante, nu cu aranjamentele politice pe sub masă și cu șmecheriile, cu fotografii și filmulețe pe centură, unde n-au avut nicio contribuție, și să scăpăm de cei care ne pedepsesc copiii, profesorii, medicii, părinții și bunicii. E cazul de o mobilizare, să scăpăm odată de ei. Vă propuneți un anumit scor pentru aceste alegeri? Ne-am propus să avem cei mai mulți aleși locali din România în continuare. Cu alte cuvinte, să rămânem cel mai mare partid din România. Noi am solicitat, terminarea de euro, vreau să vă spun că noi am solicitat de la guvernul Orban pentru acceleratorul de particule de la al doilea bunker, pe care o să-l vedeți în construcție la Spitalul Județean, finanțare de la Consiliul Județean. N-am primit finanțare pentru un accelerator care tratează oamenii bolnavi de cancer, dar s-au găsit 3 milioane de euro alocați, nu știu dacă sunt decontați sau nu, bănuiesc că sunt, pentru această mare de corturi gonflabile numit spital modular. Am înțeles că prefectul a anunțat că o să-l vândă pe OLX. Da, a fost una din ideile strălucite ale prefectului de Bacău. Așa că cine dorește, stați cu ochii pe OLX, că se vinde spitalul modular al lui Orban. Da. Domnule președinte, nu ați spus nimic despre candidații PSD din Bacău. Îi susține asta? De asta mă aflu aici, ar fi culmea, cum să nu spun nimic. Da. Și pe domnul primar, este o alianță aici, și pe președintele Consiliul Județean. Candidatul, actualul președinte, am înțeles că rămâne în echipă, dar în altă formulă. Bun, în altă ordine de idei, nu v-am spus la aeroport, dar noi n-am făcut sâmbătă, ci au făcut liberalii sâmbătă o vizită electorală la un șantier început pe vremea guvernării social-democrate. Deci premierul Orban, poate n-ați observat, dar e prima dată când a venit în județul Bacău, cu o săptămână înainte de alegeri. Deci vizită electorală eminamente. Noi l-am invitat pe liderul PSD și președintele Camerei Deputaților la recepționarea lucrărilor la pista la aeroportul internațional, care, ce să vezi, când s-a anunțat graficul tehnic, la începutul anului nu se știa nici de coronavirus, nici că vor fi alegeri pe 27 septembrie, se știa de alegeri la începutul lunii iunie. Profitând de această ocazie de a merge la aeroport, am vrut să-i prezint, domnule președinte, un obiectiv al PNL-ului, un obiectiv bifat din care ar trebui să asigure să fie scut în lupta cu coronavirusul și sigur că acum e firesc să prezint în antiteză cu ceea ce se întâmplă la Spitalul Județean de Urgență, care, vă reamintesc, nu a ridicat niciun fel de problemă în lunile de foc care au fost cu coronavirusul. Nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Suceava și trecem ușor cu vederea acest lucru, deși am fost în prima linie Spitalul Județean de Urgență Bacău. Mergem la spital să ne treacă starea asta. Deci, în primul rând, a fost o vizită administrativă generată de aeroport și mai puțin de iminența alegerilor locale, dar trebuie să vedem și această optămire. L-au pitit într-o groapă, într-o fundătură, să nu fie văzut. Foarte greu accesul. Așa că... Mai aveți exemple de acest gen din țară? Curtea de Conturi a descoperit 10. Nu știu... N-am reținut dacă este nominalizat în raportul Curții de Conturi. Dar sunt fer convins că acum Ministerul Public își va face datorie. Mulțumim! Haideți la spital! Modular al domnului Orban de la Baza Letea. Am vrut să vadă și președintele Camerei Deputaților, liderul PSD-ului Marcel Ciolacu și ceilalți reprezentanți mass media de la București, să vadă antiteza între principalele formațiuni politice în județul Bacău. Pe de-o parte, ați văzut 3 milioane de euro aruncate pe ASMBTI sau la Letea veche, dar pe de altă parte aici este un punct din care se fac 4 investiții care însumate au o valoare de 21 de milioane de euro. Investiții în sănătate. Unde se vede Macaraua, domnul președinte, este extindere UPU și heliport, aproape 3,5 milioane de euro pe fonduri europene. Aici, dincolo de copaci, este spitalul de pediatrie, intrat într-un amplu proces de consolidare și modernizare, o investiție de 6,5 milioane de euro, în care se vor finaliza în cursul anului viitor finanțare de la Consiliul Județean. În spate este o lucrare de 6 milioane de euro de la Compania Națională de Investiții, dar contract semnat în decembrie 2018, mass media locală și amintește foarte bine momentul, iar acolo în stânga este șantier cu finanțare exclusivă de la Consiliul Județean Bacău pentru al doilea bunker la secția de radioterapie, unde am solicitat finanțare pentru al doilea accelerator cu care să mărim numărul celor tratați de cancer. Am solicitat 3 milioane de euro de la guvernul Orban. Nu am primit niciun euro. În schimb, am primit un cort gonflabil, neconform, nerecepționat, nefuncțional. Am primit noi băcăoani de la Baza Letea. 3 milioane de euro, repet, aruncate pe apa sâmbătă. Asta este antiteza între noi și ceilalți, cu mențiunea că totuși Spitalul Județean de Urgență Bacău a fost în prima linie în lupta cu coronavirusul de-a lungul începând cu 13 martie încoace, spre deosebire de ceea ce știe toată România, știe toată țara, ce s-a întâmplat la Suceava în baronatul Domnului Sud. Exact cum spuneam la aeroport, ei și noi, asta înseamnă PSD, asta înseamnă PNL, de aceea i-am mulțumit colegului meu, Dragoș Benea, pentru că la Bacău este o diferență evidentă între modurile de abordare, de cât de serios suntem în investiții în administrația locală și ce înseamnă o șmecherie cu panglicile și cu tot. Am înțeles că primul avion va ateriza în jurul datei de 3-4 octombrie. Peste 3-4 octombrie încercați să fiți în jurul aeroportului, sigur o să vină domnul Orban, nu știu cum o să inaugureze pista, să fiți pregătiți, că vine să taie vreo panglică, se întinde, va exista un procedeu ca să-și asume și pista de la aeroport. Felicitări, Dragoș, felicitări întregii echipe, felicitări, domn președinte, și sper ca viitorul președinte al Consiliului Județean și viitorul primar, domnul Umbrărescu aici, sper să continue în același fel de bună administrație și corectă administrație ce a început Dragoș la Bacău. Vă felicit și să nu uităm totuși, eu încă sunt marcat de imaginile din acea groapă cu acea furăciune de 3 milioane de euro, evidentă, parcă ne-am întors în anii 90 când vezi astfel de lucruri. Să știți că, cred că ați auzit de, cred că nu e cineva care să nu fie auzit de fântâna multicoloră de la Suceava. Noi nu avem fântână multicoloră, probabil că aici ar fi trebuit să-i fie locul, dar avem investiții, repet, de 21 de milioane de euro în plină implementare și ținem sănătatea ca prioritate zero în toate bugetele pe care le-am construit la Consiliul Județean. Da, de menționat e bună precizarea domnului manager la spital. Se lucrează sub sarcină, nu s-au oprit, investițiile merg, nu s-au blocat saloane, nu s-au închis activitatea, s-a lucrat sub sarcină, la fel și la aeroport. Deci... La asta se adaugă dotările la ambulatorul de specialitate. Bun, dar alea nu le putem vedea, au fost semnat contractul, urmează să vină, dar aici este un punct unde se văd 4 șantiere, dacă vrem să recunoaștem contrastul. Și ne puteți spune despre autostrăzile din Moldova? Este autostrada cu Bacău-Brașov, am înțeles, și toate documentațiile tehnice au fost lăsate de guvernările PSD. Sperăm ca să fie tot până la urmă finalizat. Adevărat, trebuie... Spuneți! Vă spun un element de culoare, nu știu dacă a scăpat mass-mediei. Ați auzit pe premier venind sâmbătă în vizită electorală că a vorbit de autostrada A13 Bacău-Brașov. Nu știu dacă ați fost atenți, la Iași când a mers, n-a mai vorbit de autostrada Bacău-Brașov, a spus doar de o singură autostradă, aia cu lege, dar care nu are niciun document. Are o lege și atât. lege făcută de noi. Ca să, da. La inițiativa parlamentarilor de Bacău, de Iași, ai Partidului Social-Democrat. Nu chiar. De Bacău nu. De Bacău nu. Nu, nu, nu. Da. Mulțumim mult! Felicitări! Un manager baftă! Da, da, da.